ca un avion care planează și planează și la un moment dat s-a trimis în înaltul cerului de nu mai știi și nu mai vrei să ieși de acolo. Asta este Nicole Kraus. Iar traducerea ei în limba română este fabuloasă, îmi spune Ioana Bâldea Constantinescu, care e o mare anglistă și țin la părerea ei. Traducerea aparține Luanei Schidu, care iată-o, este aici, se ascunde, că așa este ea modestă și care merită toate felicitările. Nicole Kraus este o mare stilistă. Ea nu lasă nimic fără să-l scrie de nu știu câte ori. Frazele ei sunt superbe. În limba română sunt la fel. Permiteți-mi să-i dau cuvântul criticului literar Tania Radu. Care e nota dominantă a cărții și în mod foarte straniu, pentru mine asta nu a pus nicio problemă. Am plutit pe această ambiguitate fără crispare până la capăt, cartea nu se termină, ca să zic așa, lasă totul în coadă de pește, poveștile curg, se înlănțuie, uneori se ating foarte vag în similitudini, se trece printr-un capitol superb care se numește Kadish pentru Kafka și care este un roman în sine, o biografie contrafactuală a unei părți netrăite din viața lui Kafka. E vorba de un personaj din Israel, din Tel Aviv, care are convingerea că după moartea și înmormântarea lui oficială, Kafka de fapt a fugit la Tel Aviv, unde a mai trăit 35 de ani, unde s-a vindecat în clima Israelului oarecum de tuberculoza lui și unde a trăit fericit într-un kibbutz cultivând plante. Asta este o istorie, o să vedeți acolo, și un
mit demolat, cel al biografului, al întâlnitului și al susținătorului public al lui Kafka, care a fost Max Brod, și care ar fi fost un fel de, în ghilimele, moștenitor abuziv al lui Kafka, cineva care a construit legenda Kafka. Kafka a fost doar un imens de fericit care nu a scris pentru ca noi să-l citim astăzi, ci ca să iasă din capcana propriei lui identități tensionate. Nicole Krauss este un scriitor foarte puțin american. Cred că pe cititorii americani obișnuiți cu ficțiunea de tip american uneori îi bulversează. Interioritatea ei e extrem de bogată, are această verticală extrem de amplă pe care o au scriitorii cu rădăcini în vechea Palestină. Și mie mi-am amintește mult de Amos Oz, de care nu putem alătura, decât prin tipul de sensibilitate care vine dintr-un peisaj și din metafizica, așa cum spunea Denisa, pe care el o conține. E o carte foarte frumoasă, intrați într-o pădure de incertitudini pusă pe hârtie cu melancolie, dar și cu jubilația celui care poate să scrie, că nu poate să scrie. Până la urmă, romanul de dragoste e secundar, probabil că este, e un dialog între cei doi mari scriitori americani și sunt decidit în paralel cele două cărți. Pentru asta, dar dincolo de asta, mai sunt și alte povești. Nu pot să nu spun și eu că este o bucurie să citim cărți traduse foarte bine. Este o odihnă a cititorului în limba română, de care avem parte din când în când, nu foarte des. În ultima vreme la Humanitas și nu numai, destul de des, și Ioana Schidu este aici și îi mulțumesc și eu pentru bucuria cuvintelor pe data asta semnată Nicole Krauss. Vă mulțumesc!